mi-am asumat o mare răspundere pentru ceea ce fac aici, din mila lui Dumnezeu. Acest gând, să spun frumos, curat, mi-a venit de când am făcut ultima vizită la acești pruncușori nevoiași, unde de altfel, precum bine știm cei care mai știu, acești copilași, 10 copii, sunt într-o căsuță de 3 metri pe 3, unde locuiesc. Și înainte de Crăciun, făcând o vizită, ducând câteva daruri, am văzut că locuiesc acolo, deși ei sunt toți la școală, sunt buni elevi. Am zis, cu ajutorul lui Dumnezeu, să încep pentru ei o căsuță, după puterea noastră, a Sfintei noastre mănăstiri și a bunilor credincioși care vor ajuta la ridicarea acestei case pentru acești copilași. Și atât de mila lui Dumnezeu ne aflăm la fața locului unde, grație Domnului Primar, unde ne-a dat o palmă de pământ, să spunem, am început această căsuță cu binecuvântarea lui Dumnezeu și a câteva credincioși care m-au sprijinit să începem această temerie. Astăzi am avut turnarea, o să începem de luni din nou continuarea la temerie și încetul cu încetul rugăm pe milosivul Dumnezeu și pe toți bunii credincioși să ne ajute, să ne sprijine, să bucurăm pe acești copii, să le ridicăm o căsuță, să aibă unde să-și plece capetele.